Pentru întâia dată, Casa de Cultură George Suru din Caransebeș a găzduit sâmbătă, 9 mai, Festivalul Național de Teatru pentru Copii și Tineret Tibiscum Act. Trupe de teatru din Arad, Craiova și Satu Mare s-au întrecut în prezentarea actelor artistice în cadrul concursului. În cea de-a doua parte a zilei, trupa de teatru Credo a Centrului de Voluntariat Alexandra Florea al Episcopiei Caransebeșului, alături de copii de la Colegiul Național Traian Doda, Colegiul Național CD Loga și ansamblul Junii Gugulanilor, au oferit la rândul lor spectacole demonstrative. În continuare, membrii juriului au decernat premiile și diplomele pentru trupele înscrise în concurs. Festivalul de teatru pentru copii și tineri, Tibiscum Act, desfășurat în această zi la Caransebeș în organizarea eparhiei noastre, își propune să aducă în atenția tinerilor valorile culturale și spirituale ale poporului nostru. În manifestare se implică tineri de la mai multe școli din localitate, tineri care desfășoară activități prin centrul nostru de voluntariat Alexandra Florea al Episcopiei Caransebeșului. Ce s-a întâmplat la Caransebeș nu e vorba de teatru de amatori, e vorba de teatru. Nu există teatru de amatori sau teatru de profesioniști. Există dorința de a face teatru. Dacă vrei să faci teatru, îl faci. Am văzut niște lucruri extraordinare azi la Caransebeș și sper să le văd și la anul. Felicitări celor care s-au ocupat de organizare. Tinerii noștri au văzut ce pot să facă alți tineri și câte lucruri frumoase putem face împreună. Țin să aduc mulțumiri tuturor sponsorilor și tuturor celor care m-au ajutat în organizarea acestui spectacol. Am prezentat piesa Un bogat, trei săraci, după lui Călferte. E o serie de alegorii care, dincolo de îmbrăcămintea comică, de fapt aduc o critică foarte serioasă viciilor majore din societatea de astăzi. Publicul a fost foarte calculos și foarte primitor și, sincer să fiu, în momentul în care am auzit că am luat premiul pentru cel mai bun moment teatral, am rămas un pic mască pentru că chiar nu mă așteptam la sceneta noastră încântat. Este o scenetă destul de complicată. Pe lângă participarea la festivalul de teatru, tinerii actori au vizitat în aceste zile centrul eparhial din Caransebeș și cele mai importante obiective turistice din zonă.